dimineața, domnilor consilieri. Având în vedere programul desfășurarea lucrărilor ședinței ordinare din data de 17.12.2021, a fost convocat conform dispoziției 214 din 9.12.2021, urmează a vă supune preaprobare ordinea de zi a ședinței, așa cum ați și luat la cunoștință de documentele anexate pe e-mailul primării și e-mailului personal. La articolul 1 avem aprobarea procesului verbal la ședință ordinare a Consiliului Local al Comunei Corțeni din data 25.11. Inițiator Daniel Vasile, secretar general. La articolul 2 avem proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4-2021. Inițiatorul acestui proiect este domnul primar Anton Gheorghiță Cătălin. La articolul 3 avem proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general reactualizat al proiectului reabilitare de drumul de interes local în satele Scorțeni, Florești, Grigoren, Bogdănești și Șerpeni, comuna Scorțeni, Bacău, faza Dali și indicatorilor tehnoeconomici. Așa cum s-a discutat și data trecută, ați avut prezentată situația a unui deviz. Acum este știut că domnul Cip că spune la un moment dat dacă mai sunt modificări și uitați-vă că chiar au apărut modificări și urmează a supune dezbatere în ședința de astăzi. La articolul 4 avem proiect de hotărâre privind aprobarea plății facturii 173-94 din 25.10.2021 privind lucrări de livrare, montare și punere în funcțiune aparate de iluminat stradal LED 36W pe raza Comunei Scorțeni. Și la articolul 5, întrebări, interpelări, informări ale primarului și Consiliului Local și declarații publice. Domnilor consilieri, având în vedere situațiile care au apărut din ultima clipă, având în vedere faptul că au apărut niște proiecte de hotărâri chiar înaintea ședinței de astăzi, primarul Comunei Scorțeni, Anton Gheorghiță Cătălin, temeiul articolul 135 al NIA 8 din Ordonanța de Urgență 57-2019, privind codul administrativ cu modificări și completările ulterioare, vă solicită să aprobați suplimentarea ordinii de ședință din data de astăzi, cu următoare proiecte de hotărâri care nu mai pot fi amânate până la următoarea ședință a Consiliului Local al Național. Articolul 1 avem proiecte de hotărâri privind aprobarea necontării contravalorii călătorii pe mijloace de transport ale personal didactic și nedidactic auxiliar de la școala gimnazială pentru anul noiembrie 2021. La inițiator este domnul Anton, primar, domnul Anton Gheorghiță Cătălin. Și la articolul 2 avem proiect de hotărâre privind chiar pe data de 16, privind aprobarea modificării anexei 10 a regulamentului Serviciului de Alimentare cu Apă și Canalizare la contractul de delegare a gestiunii Serviciului de Alimentare cu Apă și de Canalizare numărul 556-2006, respectiv 29-11-2010. Deci, domnule președinte, vă propun să preluați conducerea ședinței. Bună dimineața! O să sunăm toți consilierii să vedem dacă facem vorum, dacă sunt de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea care a apărut peste ordinea de zi. Dăm drumul la Avram Noța. O sunăm pe doamna Avram Noța. Salut, bună! Bună dimineața! Adrian Mundu sunt, președinte de ședință, suntem în ședința ordinară. Ați luat la cunoștință cu ordinea de zi. A apărut ceva suplimentar peste ordinea de zi, două proiecte. Dacă aveți discuții, dacă sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea care este peste ordinea de zi. Da, sunt de acord cu ordinea de zi și suplimentarea. Da, țin să vă anunț că tot am zis că o să ne întâlnim, dar nu s-a reușit deocamdată. Sperăm că poate. Asta este părerea mea cea mai... Poate începând cu anul viitor. Și eu am ținut să ne întâlnim, mai ales în ultima ședință din acest an, dar nu s-a putut. Măcar începând cu anul viitor. Sperăm. Începem să nu mai facem ședințele telefonice, pe e-mail.
Da, deci trecem la... Exact, exact. Trecem la articolul numărul 1, aprobarea procesului verbal din data de 25.11. Dacă aveți discuții, sunteți de acord? Sunt de acord. Și în final, sunt de acord cu toate proiectele. Nu vreau să substituim timpul, că da. Sunt la program și... 5. Cu toate proiectele, da? Am înțeles. Vă mulțumim mult. Cu plăcere, sănătate, o zi frumoasă. Da, 6. Da. Beța. Nu pe domnul Beța. Bună dimineața! Bună dimineața! Sunt Delondus, sunt președinte de ședință. Da. Suntem în ședință ordinară. Ai luat la cunoștință cu ordinea de zi. A apărut încă două proiecte peste ordinea de zi. Dacă ai discuții, ești de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea. Sunt apărute pe data de 16, intrare în primărie, cu data de 16, fiind sfârșit de an, trebuiau făcute. Am înțeles, deci ești de acord numai cu ordinea de zi. Da. Da? Nu suplimentarea, deci fără cele două proiecte. Fără cele două proiecte, da. Era transportul profesorilor și alte. Am înțeles, trecem. Articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 25. Dacă ai discuții, ești de acord? De acord. Da. Așa, articolul numărul 1 cu... Da. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4-2021. Sunt de acord. Ești de acord, da? Da. Așa. Articolul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumuri de interes local în satele Scorțeni, Florești, Grigoreni, Bogdănești, Șerpeni, Comuna Scorțeni, faza Dali. Am aprobat o sumă ședința trecută, dar cred că ai toate astea. Da, da, da. Și de la asta a apărut cu, de la proiectant. După toate calculele și asta a apărut o sumă mai mare. Conform OG15, ce ne-au zis ei, 31.086.746,56. Vine plătită din bugetul local? Nu cred că vine buget local, asta e... Cine, să vedem cine ne... Cine semnează contractul? Cine semnează contractul și cred că bani veniți de la guvern, de la... Sunt de acord. Că e o sumă deosebită pentru bugetul nostru local. Nu vă arăți că noi de acord. Da, deci ești de acord cu proiectul articolul numărul 3. Sunt de acord. Da. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății facturii 17.394 din 25.10 privind lucrări de livrare, montare și punere în funcțiune aparate de iluminat pe raza Comunei Scorțeni. Sunt 30 de bucăți achiziționate, puse în test, acum vor să le plătească. Dacă vor, sunteți de acord să rămână? Sunt, dar sunt la un preț foarte mare. Ce am înțeles, sunt la un preț mai mare, că am socotit acolo, vine vreo 900 și ceva de lei pe... 945 de lei per lampă. Per lampă, față de ce este pe piață acum, până în 4 milioane. Te abțineți, da? Cu toate că raportul de specialitate nu este din partea contabilității, dacă ați văzut, este raport de specialitate făcut de polițistul local. Păi și nu mi se pare normal. Păi, vi se pare normal? Păi nici mie nu mi se pare normal. Păi, oricum, o să cer hotărârea nelegală la prefectură dacă se aprobă astăzi. Asta mă abțin din cauza că nu mi se pare normal lucrurile astea, pe cumva sunt o sătură. Deci mai avem o lecuție și poliții locali să țină loc și de primar. Face de toate, da. Universal. Da.
Deci ai zis că cu suplimentarea nu, nu ești de acord. Întrebări, interpelări, informări ale primarului, consilier local, declarații politice. Bine, o zi bună. Cine? Ceaușu. Ceaușu. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Salut mâna, sunt Delondu, sunt președinte de ședință, suntem în ședința ordinară. Aveți ordinea de zi, a apărut suplimentarea pe ordinea de zi cu cele două proiecte. Dacă aveți discuții, sunteți de acord cu ordinea de zi sau nu și cu suplimentarea? Sunt de acord, cu ordinea de zi și cu suplimentarea. Am înțeles. Trecem atunci la articolul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 25-11-2021. Da, sunt de acord. Așa. Articolul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestru 4. Da, sunt de acord, dar aș mai vrea să repetați o dată, dacă se poate, ca să audă și oameni de sat, cât este rectificarea. Rectificarea prevede recuperare de așa o parte din banii de la de la asistenții sociali, tichetele, bani la burse școlare, ceva va veni cu un plus 27.000. Da, da, să ne apăși face. Așa, da. Trecem la articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumuri de interes local în satele Florești. S-a mai aprobat tura trecută, știți, și a venit conform OG-ului 15 o sumă mai mare față de tura trecută de la proiect. 31.086.746,56 față de 22.475.945,65. Da, sunt de acord și cu ea, mulțumesc. Da. Articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea plății facturii, privind lucrări de livrare, montare și punere în funcțiune, aparate de iluminat, sunt acele 30 de lămpi care le-am primit, acum a venit timpul să le plătim. De ce s-au primit acele 30 de lămpi? Păi anul trecut s-au montat. 2009 poate, este trecut acolo. Nu, 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 2019, doar acum 2 ani. Prețul lor este destul de mare. Prețul lor va ajunge, am împărțit suma, la 900 și ceva. 45 de lei o lampă. Față de Siapu, care e acum până în 4... Da, da, știu despre ele, dar care este suma totală care trebuie plătită, tot ca să au oamenii? Undeva, deci la 30 de lămpi, actele sunt la domnul primar și factura, 28.000 și ceva. Eu nu sunt de acord. Raportul de specialitate este făcut de domnul polițist local care nu are nicio treabă, nici măcar nu a dat sursa de finanțare, de unde se plătesc aceste lămpi, iar ele sunt foarte scumpe. Deci o lampă pe SICAF, pe platformă, fără TVA, este undeva la 300 și ceva de lei. Eu am oferte scoase de pe SICAF. Aici sunt și eu de acord cu tine. Deci, dacă nu suntem de acord și nu se votează acest proiect, este un contract de custodie care cei care, domnul primar, nu l-a dat la contabilitate, dar cei care le-au montat, le-au pus, pot să-și ia lămpile înapoi. Și mai este următoarea problemă, deci la anul se poate implementa proiectul prin fondul de mediu cu cel 400 de lămpi, fonduri. Dar în perioada, dacă ei le iau acum, ce facem noi cei de pe acele zone? Păi sunt lămpile care le-au dat jos. Când se încheie un contract de custodie, s-au dat lămpile jos, s-au pus aceste lămpi. Deci în contract trebuia stipulat, o fi, nu știu sigur, ca dacă au dat lămpile jos, să le pună pe celelalte înapoi. Este normal. Nu, 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 nu,
o rămânem de sărbători. Deci fără e normal lumină, ca să le pună înapoi lămpile. Odată ce ei le-au dat jos, să le pună pe celălalt înapoi. Doar e un contract de custodie. Ați explicat, doamna contabilă, ați explicat cumva și la ceilalți consilieri? Nu am explicat la nimeni, pentru că... La cine a sunat? La cine a sunat până acum? Bine, sunt care au zis că sunt de acord. Acum la ședință. Sunt de acord. Nici nu am știut chestia asta, că nu, că sunt foarte scumpi și așa. Da. La ceilalți consilieri ați explicat? Am explicat atâta la Beța, la Avram Nuța a spus că este de acord, n-a vrut să vorbească, știe despre ce este vorba și a spus că este la serviciu, nu poate să vorbească. Eu de asta sunt și în ședință, am și raportul cu rectificarea, dar vreau să specific... Mult să explicați, deci asta este rugămintea mea personală, să explicați la toți. Eu nu am nimic cu nimeni, dar ele sunt foarte scumpe și în al doilea rând este un raport de specialitate făcut de polițistul local care nu se poate respecta. Deci hotărârea, chiar dacă se dă, eu nu o pot duce la îndeplinire, pentru că nu am o sursă de finanțare, nu am bani prinși în buget, nu am o listă de investiții, deci eu nu pot să depun la finanțe și la trezorerie că plătesc factura de aproape 30.000. Nu am cum. Deci oricum, chiar dacă se aprobă, voi contesta la prefectură, o cer nelegală, pentru că nu respectă anumite articole de lege. Nu, dar asta chiar vă rog să explicați la ceilalți care... Am să explic, da. Și, deci, inclusiv la consilierii mei, inclusiv la toți ceilalți consilieri de la celelalte partide, chiar vă rog foarte mult. Da. În legătură cu acest lucru, ca să nu mai deschid celălalt la sfârșit, la discuții, ca să nu mai e așa, vreau, am și o problemă acum cu lumina, să spun la oameni, că m-au sunat foarte mulți m-au sunat și să spun și eu care a fost problema cu lumina. S-a tăiat lumina, în primul rând, pentru neplată, așa ne-au anunțat, dar nu ni s-a spus nimic. Deci n-a fost eu divină, degeaba s-au discutat cine știe ce, că nu fac datoria, că n-am grijă de iluminat. Plățile au fost făcute, dar ei da. Nu știu ce au făcut. Haideți să vă explic eu care a fost situația și cu iluminatul așa, public, dacă tot așa. Deci a fost... Și problema, nu m-am făcut, că da. Am făcut o idee. Eu am anunțat poliția prin sat, pentru că m-au sunat foarte mulți oameni, că se umblă la transformator, la diferite transformatoare din sat, da? Nu este nimeni autorizat să umple acolo. Eu am anunțat poliția, inclusiv din sat, inclusiv de la Moinești, și am primit telefoane că vai de mine, nu știu ce și nu știu cum. Deci, cineva trebuie să-și asume chestia asta când intră și când se duce să umple la transformator. Fie ăla din Divali, fie ăsta de aici din centru, sau mai știu care. Dar asta pentru ca să știe toată lumea, vreau să anunț, să știe toată lumea chestia asta. Cum votați la acest proiect? Nu votez, nu. Deci, cu nu. Nu, bineînțeles că nu, dar deci cu, aș, cu iluminatul public să vă spun. Doamna, da. Ca să spună la ceilalți consilieri, pentru că nu știu, nici eu n-am știut, am știut de plata asta, mi s-a părut foarte scumpă, pentru că eu n-am fost de acord nici cu plata care s-a făcut luna trecută, știi foarte bine, doamna contabilă. Dar asta... La cei care fac lucrările astea, bine știu, asta este altă firmă, doamnă, deci nu este aceeași firmă care face... Am înțeles. Este o altă firmă, da, nu știu. Deci, nu. Cu factura la curent, deci factura a fost plătită, deci factura emisă în septembrie, plătită în octombrie de primăria Scorțeni, iar la EON au operat ca plată pe comuna Pârjol. Așa. Știu. Noi nu apăream cu plata nefăcută nici cu curentul luat. Păi, tăiat ei. Bine, că au transferat banii după ce am sunat, dar ei au trimis notificări pe mail că o să deconecteze punctele astea care au fost oprite pe iluminat. Nu s-a primit, deci n-am primit nicio notificare, că dacă primeam notificarea în timp, sunam la EON și vedeam despre ce este vorba și se opera de atunci plata care operase greșit pe comuna Pârjol. Ei au văzut că nu se răspunde, deja au trimis la Delgaz și au oprit curentul pentru deconectare. Când l-a sunat pe domnul primar, deja noi eram deconectați. Știu, da. Eu oricum am dat telefon la comuna Pârjol, la primar, am dat telefon la EON, am vorbit la Târgu Mureș, am vorbit la București. Noi nu apăream ca de la puțin lumina. Treaba lor ce au făcut, bine că s-a rezolvat. A fost, da, o greșeală din sistem. Deci asta a fost. Bine că s-a rezolvat, dar nimeni nu am... am pe
secreția să nu dea vina pe mine sau să se discute la adresa mea, că nu mi-am făcut datoria sau nu mai știu ce. Și cei care sunt abilitați să umble la transformatoare, nu au decât să umble cei abilitați și cei care au, care au autorizație de a umbla acolo. S-au supărat, nu s-au supărat, asta este problema. Da. Atât. Atât în legătură cu acest proiect, asta vreau să spun. Suplimentare. Am înțeles. Trecem la suplimentare. Avem proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătoriei pentru profesori. Da, da, sunt de acord, normal. Da, și mai avem proiectul, articolul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10, regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare, la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare. Da, sunt de acord și cu asta, bineînțeles. Eu Adibu, da. Cu Adibu, da. Întrebări, interpelări, informări ale primarului? Da. În legătură cu aceste ședințe ordinare, aș vrea ca începând de luna viitoare să le facem face-to-face. Sunt și alte probleme numai prin discutat numai prin telefon. Trebuie discuția mea cu primarul, chiar l-am rugat să fim și ultima ședință să ne întâlnim. Decizia din primărie a fost să fie telefonică, eu nu am mai putere. Eu n-am putere, nu m-a întrebat nimeni, dar începând din luna viitoare, ori supunem la vot, ori facem, fac adresă la prefectură, la totul să fie face-to-face, să ne întâlnim, că suntem singura comună care nu ne întâlnim față-de-față. Mai sunt și alte probleme, poate mai vine un om din sat, da, cu probleme, cu diferite discuții, știu, cred că sunteți de acord. Eu sunt foarte de acord. Da. Și venind ultima ședință de anul acesta, vreau să urez tuturor locuitorilor comunei Scorțeni multă sănătate, sărbători fericite și bună înțelegere. Mulțumim. Cam atât așa le-a de spus. Să fim sănătoși, să ne întâlnim sănătoși și la mulți ani la toată lumea, căruia i-am greșit să mă ierte și cam atât. Doamne ajută! Mulțumim, sănătate, sărbători fericite! Mulțumim! Ce da. Baby! O sunăm pe domnul Cernat Baby. Bună dimineața! Sunt de Londru, sunt președinte de ședință, suntem în ședința ordinară. Ai luat la cunoștință cu ordinea de zi, a apărut și o suplimentare cu două proiecte. Dacă ești de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea, dacă ai discuții sau comentarii. Sunt de acord, domnule, sunt de acord. Da, mulțumesc. Trecem la articolul numărul 1, aprobarea procesului verbal a ședinței ordinare din data de 25.11. Dacă ai discuții sau ești de acord sau nu? De acord. Am studiat, da. Am înțeles. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, venituri și cheltuieli pe trimestru 4. Dacă ai studiat, ești de acord, ai discuții? Sunt de acord, domnule. Am înțeles. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumuri de interes local în satele Scorțeni, Florești, Grigoren, Bogdănești. Am aprobat acest lucru și ședința trecută cu o sumă. Acum au venit alte conform OG 15 de la proiectanți cu o sumă mai mare. Dacă ești de acord sau ai nelămurit. Da, da, au făcut ultimele calcule și la ultimele calcule le-a dat pe plus. Așa, articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea plății facturii, privind lucrări de livrare, montare și punere în funcțiune a unor aparate iluminat stradal pe raza comunei Scorțeni. Sunt acele 30 de bucăți care le avem în custodie și în probă. Numai că aici vreau, vrea să spună doamna contabilă. În primul rând, deci lămpile alea bebișor, sunt, ele ajunge o lampă la 945 de lei, ceea ce este foarte scump față de prețul de pe piață, de pe platforma SICAP.
În al doilea rând, raportul de specialitate este făcut de domnul polițist local, care nu are nicio treabă cu contabilitatea și nu respectă legea. Deci hotărârea aceasta, dacă se va da, nu va putea fi dusă la îndeplinire, pentru că o voi contesta la prefectură. Nu este dată o sursă de finanțare, nu am bani în buget ca să plătesc această factură. Na, știu, dar dacă au fost o porță alea de care au fost alea de sarteule, lua mare, dar nu mergeau piercurile. Păi nu, dar mergeau alea 30 de lămpi care au fost... Alea care au fost date mergeau lămpile, erau bune. Deci aici au fost doar, este un contract de custodie. În care spunea, dacă îi convine primarului, le lasă, dacă nu, nu. Deci ei iau obligația să pună lămpile celelalte înapoi. Păi tu vii cu o lampă din 945 lei, când o lampă costă 300 și ceva de lei, fără TVA? Acum depinde și ce economie a făcut față de celălalt. S-a făcut economie, prețul la curent cam același a plătit în fiecare an. Da, baby, dacă ești de acord, cum pledezi în... la acest proiect? A, am înțeles. Articolul numărul 5, pe suplimentare. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii pe mijloacele de transport a profesorilor. Pe... Da. Trebuie să le dăm banii. Da, și articolul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10, care prevede regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare în 2006. Deci, ești de acord și cu acest lucru. Da, și mai avem întrebări, interpelări, informări ale primarului, o urătură. Când ne întâlnim față în față. Bine, baby, mulțumim frumos! Sănătate! Ce urmează? Cipcă. Bună dimineața! Mersa. Sunt Delu Undu, sunt președinte de ședință. Suntem în ședința ordinară, ai luat la cunoștință cu ordinea de zi. A apărut și o suplimentare cu două proiecte. Cred că le-ai primit. Dacă ai întrebări, ești de acord sau nu cu ordinea de zi și cu suplimentarea? Da, sunt. Bine, trecem atunci la articolul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului Local al Comunei din data de 25.11.2021. Dacă ai întrebări, ești de acord sau nu? Da. Articolul numărul 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4-2021. Dacă te-ai informat și cum pledezi la acest proiect. Dacă nu știi, s-a recuperat o parte din banii de la asistenții sociali, tichete, bani de la, s-au pus bani la burse școlare, este în jur de vreo 27.000. Da, ok. Bine. Articol? Inclusiv partea cu cheltuielile s-a dus anul ăsta acum, anul la anul îi face execuția bugetară. Execuția bugetară? Da, execuția bugetară o să fie până în 10 ianuarie, februarie. Păi da. Păi... Cum să nu se facă? Închiderea la bancă se face pe data de 30 decembrie, încă nici nu s-au dat normele de închidere din Ministerul Finanțelor. Cum să nu se facă plăți? Și la parte de venituri și cheltuieli? Păi o să fie în ianuarie sau februarie. Când se termină trimestrul 4? Se termină la 31 decembrie. Cum vreți să-i dau cheltuielile acum pe trimestrul 4? Nu am cum.
Trimestru 4 înseamnă cheltuieli duce pe octombrie, noiembrie și decembrie, 3 luni. Și ianuarie. Trecem la articolul numărul 3, Ionuț. Da. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumuri de interes local din satele Florești, Scorțeni, Grigorien, Bogdănești, Șerpeni, în faza Dali. Am aprobat și luna trecută cu o valoare, valoarea fiind de 22.475.945,65 și în urma OG-ului 15, proiectanții, refăcând tot calculul și astea, au venit cu o sumă de 31.086.746,56. Deci mult mai mulți bani. Da, deci e bun că avem proiectul ăsta, e bun că este și firma care tot vine cu reactualizarea, dar în stilul ăsta cred că o să ajungem să nu mai facem niciodată. Cu atâtea modificări, nu știu unde vor să ajungă ei. Adică să tot modifici, să tot modifici acolo, să-i tot pui bani în plus, e cât bani poți să mai pui acolo? Pentru că și noi, practic, e un proiect, dar și noi, ca primărie, punem un procent din valoarea respectivă, nu? Nu, cred că au fost greșeli la calculele când a fost asta. La domn secretar a reactualizat că ăla de tura trecută, nu știu cum... O, de pe platforma de... Da, 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 a fost luat de pe o platformă și când a venit de pe platforma proiectanților, a venit cu suma asta. Iar noi, ca și consilieri, trebuie să aprobăm, sau nu, ultimul deviz care este. Da. Nu s-a câștigat, deci nu s-a câștigat la, deci n-a câștigat nimeni deocamdată, datorită, da. Nu s-a înscris nimeni la licitații. Deci, încă nu s-a înscris pentru că nu era clar cu ultimul deviz. Acum, văzând prețurile, că la prețul ăla nimeni nu licita, cred că n-aveau dus să-l facă. Erau prețurile actualizate și nu le-au... Deci, oameni. La suma asta sunt actualizate la zi. Dacă îl facem la anul, o să mai actualizăm și la anul. Sau peste 2, sau peste 3. Cât de curiozitate, cât de proiectul ăsta, cât se plătește persoana care reprezintă primăria? În proiectul respectiv, v-ați uitat, știți cumva valoarea? E, da, ăsta care reprezintă, zici de dirigintele de șantier, da? Zici de dirigintele de șantier, nu? Da, dirigintele de șantier, exact. Păi când o să intri în, da, când o să intri în ăsta, o să primească, cred că, banii aia. Nu știu, au comisioane. 10% din valoare, da? Eu cred că... 2 miliarde. Legea, cred că, îi permite acest lucru. Da, îi permite și să ne... Asta este să faci o școală, o facultate, să ajungi dirigent de șantier, să iei banii ăștia. Nu toată lumea ia banii ăștia. Treaba că la bordul din primărie și de șantier nu se respectă. Nu se respectă așa. E o total de. Da. Da. Cum pledezi la acest proiect? Da, sunt de acord. Am înțeles, nu? Trecem. Da, oricum, părerea mea, că până intră în asta, cred că o să mai crească devizele astea. Chestii, știți cum, chestii românești care se fac. Se actualizează și ea se actualizează, ajung la valorile care vor, indiferent inițial și asta e tot. Ca să poată face lucrarea, să aibă și beneficiul normal, ca orice firmă, cred, cred. Da, trecem la articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea plății facturii 17.394 din 25.10.2021 privind lucrări de livrare, montare, punere în funcțiune aparate iluminat. Sunt acele 30 de lămpi care le avem în custodie și le avem și în probă. Numai că suma lor ajunge undeva la... Dar să-ți explice, doamna contabilă, că e mai bine. Prețul per lampă ajunge undeva la 945, cum reiese din factura care este la domnul primar, iar prețul unei lămpi de pe platforma SICAP este undeva la 300 și ceva de lei, fără TVA. Eu consider că sunt
foarte scumpe, exagerat de scumpe, de aceea nici nu este raportul meu de specialitate la acest proiect de hotărâre, este raportul domnului polițist local care nu are nicio treabă, nici nu a dat sursa de finanțare, banii în buget pentru aceste lămpi nu sunt prevăzuți. Acum depinde de dumneavoastră cum vreți să votați, oricum hotărârea dacă se dă este nelegală. O voi cere la prefectură nelegală. Ok, acum după ce ne-am adus, normal are s-a dus cu valoare prin contract respectiv, plătate cu plătitul din acum, da? Da. Exact. E foarte bine dacă noi să facem un contract genul ăsta, ca primar. Dacă citim până la sfârșit soluția mea ca primar, pot să zice, nu acceptăm, ca dacă noi nu acceptăm contractul respectiv de nu știu câte zeci de mii de lei, să plătim o valoare de 1.000 de lei pe lampă. 1.000 de lei pe lampă, dacă noi să putem să schimbăm un contract cu una, în câți ani? Facem noi economii la curent, pierderi economice, ca să facem diferența. Sunt economice, dar și celelalte care s-au schimbat pe rețeaua de iluminat, că tot s-au schimbat, s-au pus lămpi, tot din alea economice s-au pus. Diferența la curent nu este, să știți, de la an la an. Să zicem că este diferență, da? Că nu este, dar amortizarea la diferență este de 1.000 de lei de bucată. Ei, pe curi și brață, ce pune acolo. Da? Dar e foarte mult. Contractul sunt doar la asta, trebuie să ajungem, deci cea mai ieftină parte era 3.000, nu? 300 300 și ceva. Fără TVA, adaugă TVA, adaugă montaj. Deci demontare, montare, că doar ceva. Da, alea de demont, deci când s-a făcut contractul de custodie, cred că s-a făcut ca ei să monteze lămpile și dacă domnului primar nu-i convin aceste lămpi, să le pună înapoi, tot firma respectivă. Păi, și lămpile care s-au dat jos, pentru că lămpile care au fost date jos s-au înlocuit alea 30 de lămpi, unde sunt alea 30 de lămpi? Nu trebuie să existe? Să le pună înapoi? Da, deci în prealabil, cum plădezi la acest... Păi nu, este proiect de plată a facturii. Este deci proiect de plată, noi trebuie să le dăm bani acum. Deci 30 de lămpi ajung undeva la 28.000 și ceva, aproape 30.000. Păi și nu... Păi da, dar nici în buget nu sunt prevăzuți banii. Da, dar dacă nu mi-aduc eu aminte rău, eu nu am rătii aflat acum, dar eu parcă am citit acolo că au fost lăsate în custodie, ceva de genul, că nu capabil, să vedem cum sunt și... Păi da, dar ei le-au lăsat în custodie și acum vor bani. Sau hotărârea noastră, dacă le păstrăm sau le păstrăm sau nu le păstrăm. Nu pot, dar da, ce să stai, de ce că nu păstrăm acum? Știi ce contracte? Nu știi. Ce intre într-o rahat, nu știe ce contracte ca primării. Domnul primar, el știe ce a făcut. Teoretic, contractul este cea mai ieftină este 300 și ceva, mai pune... Deci cea mai ieftină pe piață, pisicap, îi 300 și ceva, pune adaosul ăsta, TVA-ul, TVA? Pune demontare, montare, nu știu unde ne ducem, că eu zic că tot acolo ajungem. Acum... Nu ne ducem, pentru că ne duce o demontată la undeva la 50 acele de lei. Persoane, în caz de nu se pune până de sărbători, acum vor rămâne în întuneric de sărbători. Acum, cum vrei să pledezi? Dacă ești de acord sau nu? Nu, eu consider că prețul este foarte mare și eu aceste lămpi nu le voi plăti. Deci, prețul este foarte mare per lampă, eu aceste lămpi nu le voi plăti. Voi contesta hotărârea la prefectură dacă se aprobă. Este o hotărâre nelegală. Ce vă interesează să votăm la un proiect? Spuneți la care v-ar avea dacă vreți să păi nu este, nu ce m-ar interesa pe mine. La mine este ce este legal. În primul rând sunt foarte scumpe, în al doilea rând este raport de specialitate de polițistul local care nu a dat sursa de finanțare, nu face parte din compartimentul de specialitate. Eu nu am prins banii în buget, nu am o listă de investiții, deci această hotărâre eu nu pot duce nici la finanțe, nici în trezorerie, pentru că nu se poate respecta, conform legii. Nu m-a spus, eu m-a acționat.
Abținere. Așa, articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii pe mijloacele de transport a profesorilor pe luna noiembrie 2021. Sunteți de acord? A apărut recent acum, de asta a venit și pe suplimentare. Așa, și articolul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10, regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare la contractul de delegare a gestiunii serviciului de alimentare cu apă și canalizare numărul 556 pe 2006 29 11 2010. Adib Bacău. Adibu. Modificarea regulamentului de funcționare, de, cred că astea, scrie regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare. N-ai cele, cele. Da, Ionuț, avem întrebări, interpelări, informații ale primarului, consilierilor locali, declarații politice. Nu te-am înțeles, mai zi-mi o dată, nu s-a auzit. S-au schimbat vehiculele în comun, da? Da. Domnul Reșe a fost, am înțeles. I-am spus domnului primar că ultima oară când s-a schimbat la fel, s-a schimbat aici acolo unde au avut probabil cere sau ceva de timp. I-am sugerat, a prins directul și s-a schimbat. Au fost în Florești, s-au schimbat vehiculi. La mine i-a schimbat, nu a schimbat. Spre drumul spre Strugari, dar spre Petrușor Jidara, nu s-a schimbat. Nu știu cum se fac chestiile. Sunt lămbi de alea cu becuri vechi, nu sunt cu leduri. Okay. Sunt lămbi din alea cu becuri, cu nu cu leduri. Eu nu m-am uitat ce la mine a fost schimbat odată cu 4-5 ani, nu mai e modelul ăla vechi. Înseamnă că sunt cu leduri. Da, cert este că s-au oprit becuri, din ce am înțeles. Dar la mine, în față, nu s-a schimbat, practic, mai încolo, un pic, la domnul Niceapot, nu s-a schimbat, am înțeles. Adică, nu știu, ridicul dedicat. Teoretic, de aceste chestii, știu că se ocupă viceprimarul pe care l-ați ales. Că viceprimarul a zis să dați numărul dânsii, numărul de stâlp, cu, la locația unde sunteți, și vicele primar știu că are în atribuție iluminat. Astea sunt treburile vicelui. Nu am venit cu rugămintea și la domnul primar și la domnul vice. Să știi foarte bine, firma respectivă o să zic, de data de 10, să zicem în luna ianuarie, venim și schimbăm de să ne anunțe și pe noi consilieri. Bă, cu, nu știu, fiecare sunt în jurul lui, sau eu cel puțin, eu nu Florești, dacă aș știi, da? O zi înainte, o seară înainte, chiar mă duc în tot Florești, de exemplu, și mă uit. Am înțeles, ideea este alta, deci după ce a făcut ce a făcut, nu-i mai interesează de consilierii care l-au ajutat sau care au ajutat-o să devină vice. Deci, pe locul 2, decizia se ia de la cap de aici, este treaba dânsei, după cât știu eu, ar trebui să se ocupe de acest lucru. Acum voi puteți să o sunați, să-i spuneți, de ce nu faceți asta? De ce nu faceți asta? Eu am vorbit cu domnul primar, cu domnul vice, și i-a și înseamnă că te-au respectat, ți-au respectat propunerea și cuvântul. De asta mă și bucur. Nu știu exact să-mi zic când vine mâine, sau așa. Așa o să fie și în continuare. Asta este. Dacă era altfel, poate era altă față a comunei. Da. Asta-i treaba. Da, altceva, Ionuț? Cam atât. Bine, mulțumim, o zi. Sper că la anul, când o să înceapă un nou an, o să începem cum ar trebui să fie. Eu am cerut la nivel de primărie să avem ultima ședință împreună. Nu mi s-a dat nici mie niciun răspuns, cum nu s-a dat nici ție. Și ne întâlnim prin unda al Catel. Proiectul exact cum v-am zis și anul ăsta, așteptam de aproape fiecare ședință cu tot ce înseamnă licitații, da? Am înțeles.
Cred că asta o să o cer tot domnului primar și tot doamnei vice și o să ți-o aducă cum ți-o făcut și până acum. Uite că la cererea ta cu telefoanele, eu mi-am făcut și am obținut din primării toate telefoanele care sunt, toate numerele care sunt, dar nefiind față în față, am să ți le dau eu când o să fie la o ședință viitoare. Eu am reușit să obțin chestia asta. Cu toate că tu trebuia să ai sprijinul doamnei vice, că putea să-ți facă asta. Nu știu, eu am cerut câte primării, tot ce am cerut, dar domnului secretar, ce cu cerință. Nu-i treaba secretarul, treaba vicelui, treaba la contabilitate. Deci dacă vrei să asta, oamenii te servesc, îți dă tot ce... Bine, eu am primit. Dar la o ședință următoare pot să... și le discutăm. Bine, Ionuț, mulțumim, sărbători fericite! Sărbători fericite și să fie una mai bună. Auzi, Ionuț, ne vedem cu drag că anul ăsta s-a dus de acum, bată-l noroc. Hai, fii sănătos, doamne. Sunăm pe domnul, doamna? Doamna Cocos. Nu mai priceput, dar unde? Auzi? Da, să filmat. La lume. Sărut mâna! Bună ziua! Ce faci cu mătra mea? Bă, dragă! Sunt de luat, suntem în ședința ordinară. Da. Avem ordinea de zi, a apărut și o suplimentare cu două proiecte. Dacă ați luat la cunoștință, este primul proiect privind aprobarea decontării contravalorii la școală și al doilea proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10, regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare cu ADIP-ul. Cu ADIP-ul. Dacă aveți discuții, sunteți de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea. Da. Trecem atunci la articolul 1, aprobarea procesului verbal din data de 25. Da. Sunteți de acord? Articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local, venituri și cheltuieli. A intrat o sumă de vreo 27 de mii. Da. Da, bani recuperați din, de la asistenți, tichete... Da, pe bani la burse școlare sau... Banii sunt primiți doar de la finanțe. De la finanțe. De la Consiliul Județean nu s-a primit nimic deocamdată. Nu. Da, dacă aveți discurs, sunteți de acord sau nu? Nu sunt de acord, da. Am înțeles. Articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general al proiectului reabilitare drumului. Da. L-am votat și tura trecută, dar l-am votat cu o sumă de 22.000 și a venit acum cu 31.086.746,56 mai mare în urma OGL 15 a celor care proiectează. Sunteți de acord? Am înțeles. Articolul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății facturii privind lucrări de livrare, montare și punere în funcțiune aparate iluminat. Dacă țineți minte acele 30 de lămpi cu brațele mai extinse care le avem în custodie și în probă. Băi, aici, sincer, nu știu, nu, aici mă abțin că nu știu. Aici sunt foarte scumpi, ca să știi, ajunge o lampă 945 de lei. Ce? 945 de lei. Păi de asta zic, nu, aici mă abțin, nu. Am înțeles. Articolul numărul 5 este cel cu decontarea contravalorii de pe suplimentare. Da. Sunteți de acord? Și articolul 6, proiectul cu anexa 10, regulamentul serviciului de alimentare. Nu atâta la alea, la prim, nu știu. Abținere, la lămpile alea, ziceți. Da, de la alea, da, nu. Am înțeles, avem întrebări, interpelări, informații ale primului. Nu. Bine, cum ați fost, sărbătoare. Sărbători cu bine, Doamne ajută. Sunăm pe domnul, doamna? Franț. Domnul Franț, nu doamna Franț. Îi dai ceva de Crăciun. Franț.
Bună ziua! Suntem domnul președinte, a ajuns și mă mândresc, dar cred că e ultima lună. Avem ordinea de zi și o suplimentare cu două proiecte. Cred că le-ai primit, dacă ești de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea cu cele două proiecte. Le-am primit, le-am studiat, de acord cu ordinea de zi și cu proiectele de suplimentare. Da. Am înțeles. Atât vreau să intervin, domnul Franț, sunt în edil cu Alina, vreau să intervin la proiectul de hotărâre cu alea, cu plata facturii, cu alea 30 de lămpi. Deci o lampă ajunge la 945 de lei la această firmă. Cu toate că o lampă pe platforma SICAP este undeva la 300 și ceva de lei fără TVA. Deci, din punctul meu de vedere, sunt foarte scumpe. În al doilea rând, este un raport de specialitate făcut de domnul polițist local, care nu are nicio treabă cu compartimentul de contabilitate, nu are o sursă de finanțare, deci banii în buget nu sunt pentru plata acestor lămpi. Nu este o listă de investiții. Deci hotărârea, dacă se dă, o să cer ca să fie nelegală la prefectură, pentru că nu se respectă conform legii. Dar aici avem și eu cu o întrebare. Suntem obligați... Stai o leacă, Dani, că vreau să pun și o întrebare, doamne. Suntem obligați să plătim din bugetul de anul ăsta aceste lămpi? Păi nu suntem obligați. Domnul primar are un contract de custodie și s-a emis factura. Cei care le-au pus vor și nu, că ziceam, poate le prindem în... Da, doamne. Ca să plătim aceste lămpi, îți trebuie un buget unde ai prevăzut pe iluminat. Păi exact, pe bugetul de anul viitor. 28.000 cât costă el, așa. Asta vreau eu să trebuie prins în lista de investiții, așa nu este nimic, nici în buget, nici în lista de investiții, atât că se dă o hotărâre, dar plătește. De unde? O sursă de finanțare, nu există. Conform... Legii Finanțelor, 273/2006. Deci raportul este făcut, e pus de domnul primar pe domnul polițist să facă, dar habar nu are. Deci, contabilitate. Eu nu pot hotărârea aceasta să o duc nici la finanțe, nici la trezorerie, pentru că nu se poate respecta, nu se poate duce la îndeplinire. Deci chiar de se respinge acest proiect, putem să revenim cu el pe bugetul de anul viitor? Se poate reveni pe bugetul de anul viitor, se rediscută prețul, pentru că la suma de 945 de lei o lampă este foarte scumpă. Eu nu sunt de acord cu prețul acestor lămpi. Ai auzit, Dani, dacă ai nelămurit. Acum, noi ca și consilier cu tot avem o specialitate în contabilitate și masă. Dacă nu, probleme, ce poate primări, ca și pe coaliera, deci în anul viitor, se pot până de vedere foarte bine și dacă nu e să nu discutăm. Se poate rediscuta la o altă ședință, când o să fie cu votarea bugetului, când o să fie bani și o regonit. Da, doamna contabilă ți-a zis punctul ei de vedere, acum cum votăm? Deci, nu ne grăbim că intrăm în arierate sau altceva. Deci aceste lămpi nu sunt puse acum. Să fim și legali. Aceste lămpi sunt puse de vreo 2 ani. Sunt în custodie, deci nu este o urgență acum plata lor. Pentru că nici banii în buget nu sunt pentru aceste lămpi. Și în primul rând sunt foarte scumpe. Cum trebuie să-mi notez aici, ca să vedem? Abținere. Da, abținere. Bine, Dani, avem întrebări, interpelări, informații ale primarului, consilierul local, declarații politice? Am înțeles. Mulțumim. O zi bună. Sunăm pe domnul, doamnă? Măgirescu. Asta am zis, că nu știu de ce se vorbește. Deci prindem în buget și să facem ca lumea proiectul să fie treaba bună. Trebuie discutat și valoarea lor. Hai să ne grăbim că e prețul ăsta și să plătim. Că este nevoie. Nu se sfârșește lumea acum, așa nici ani. Salut, mâna! Bună ziua!
Suntem unde sunt, președinte de ședință, suntem în ședința ordinară. Ați primit... Dar știu că suntem în ședința ordinară, dar eu luna trecută ce am spus, o facem parță în parță, nu înțeleg. A... Haideți să vă zic eu, haideți să vă zic eu. Am făcut solicitare la domnul primar, da. În urma spuselor de dânsul, de... toate astea a zis că nu se poate. Eu ca și președinte de ședință, atât pot să vă spun. Dacă sunteți de acord cu ordinea de zi să participăm și ăsta, eu chiar m-am rugat să-l facem fie și ultima ședință. Să spună că să ne fie rușine, că suntem nesimțiți, că mâncăm bani în primărie, și din primărie mai mult, noi mai puțin. Nu-i plac problemele astea. Ne-am asumat și noi chestiile astea când am vot. Acolo îmi place, corect, cei care comentează. Dar să se termine odată, hai să facem ședințele ca oameni. Iar dacă vreunul face COVID, nu e nicio problemă, că vă spitalele de asta. Exact, suntem... Doamna Tamara, suntem consilieri, colegi, eu chiar am insistat să o facem, cum a zis dumneavoastră. Dacă și dumneavoastră sau ceilalți consilieri îi durea capul și vineau și făceau o presiune asupra și arătau că-s vaccinați, că nu-s vaccinați, cum vineau. Au văzut doar să au venit. Au venit și i-au spus? Da, doamna primar, asta e problema mea. Nu știu, eu ce să vă zic, eu atâta vă pot spune. Suplimentarea este plata către profesorii pentru asta și mai avem un proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10, regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare cu adipul. Da, suntem de acord și cu suplimentarea. Așa e. Da, da. Nu cred că este cel mai benefic lucru, că cei care n-au ce face, stau la răzua și dau la ciunta și se distrează, se amuză. Nu mi se pare pentru niște oameni onorabili să stea să comenteze problemele care se discută în primărie, în Facebook. Așa este, dar știți cum este lumea? Avem și pro și contra. Ne asumăm, am intrat în joc și o ținem până la capăt. Da, 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 bun. Mulțumesc pentru telefon. Stați un pic. Două secunde, vreau să vă zic că doamna contabilă ceva despre articolul numărul 4 la proiect de hotărâre privind aprobarea plății privind lucrări de livrare, montare și punere în funcțiune aparate de iluminat. Sunt 30 de bucăți. Da, sunt 30 de lemn, doamna Măgirescu. Așa, deci prețul per bucată ajunge undeva la 945 de lei, ceea ce este peste preț, undeva la o lampă de tot așa, ajunge la pe platforma SICAP la 300, în jur la 350 de lei. Deci la această firmă lampa e 945, deci din punctul meu sunt foarte scumpe. Păi, da. Păi sunt 30 de lei, dar valoarea lor este undeva la 2000. Aproape, da, 30.000, 300 de milioane. Este un raport, stați un pic, ascultați-mă, este un raport de specialitate al domnului polițist local, care nu are nicio treabă cu contabilitatea, banii în buget nu sunt prevăzuți pentru plata acestor lei. Ele sunt foarte scumpe, nu există o listă de investiții, deci nu îndeplinește condițiile legii. Asta vreau să vă zic. Deci hotărârea, dacă se dă, este o hotărâre nelegală, pentru că nu respectă legea. Și atunci noi nu suntem de acord.
Păi nu ar trebui să fiți de acord pentru că sunt foarte scumpe. Deci dacă o lampă pe platformă costă 300 și ceva de lei fără TVA și firma respectivă la ei costă 945 de lei. Păi de 3 ori, mai punem TVA-ul și manopera, dar nu ajungem la 945 de lei. De asta vroiam să intervin. La articolul 4. Nu sau abțineri, întreabă. Deci nu, vă votați cu nu, da? Da, da. Am înțeles. Da. Bine, bine, să rugi mâna. Să rugăm pe domnul Palcău. Una de asta care montează băieții de aici. 176 de lei fără TVA. 176 fără TVA. Cu TVA, cu TVA. Deci cu TVA și cu manoperă. Bună ziua! Bună ziua! Suntem Londu, sunt președinte de ședință, suntem în ședința ordinară. Aș lua la cunoștință cu ordinea de zi. A apărut și o suplimentare cu două proiecte. Le-ai primit? Da. Așa aia. Dacă ești de acord cu ordinea de zi și cu... Da, 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 sunt de acord. Am înțeles. Trecem la articolul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25 a 11-a. Dacă ai discuții, ești de acord? Da, da, am înțeles. Articolul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli. Da. Așa, au intrat undeva la vreo 27.000. Am văzut. Da, burse școlare, au fost de, pe, de la asistență socială, tichete. S-au recuperat o parte din bani, deci la asistenție personală nu s-au recuperat toți banii. Atâta ne-au dat finanțele, în schimb s-au recuperat la tichete de grădinițe și s-au mai dat bani pentru bursele școlare. Da, am văzut. Și din banii care au mai fost, am pus ca să achităm factura la salubritate. Da. Articolul numărul 3. Stai, dacă ți-a zis doamna contabilă de salubritate, nu știu, eu am constatat ceva în satul Florești. Am început să colectăm selectiv și ograda mea este plină cu aceste deșeuri. Au zis că vin într-o zi, a nins, n-a mai venit, au mai trecut 3 săptămâni, deci, nu știu, e discuția cu domnul primar și tu, că ai fost inițiatorul acestui proiect, să ne ținem de ei, ori își fac treaba, cu toate că nu primăria ar trebui să colecteze de la oameni, să ducă undeva, să ducă undeva aceea, să le țină încă o lună, 3 luni acolo, sau cum le-am ținut eu în o gradă de 2 luni, cred că n-am colectat și... Deci proiectul, ideea este foarte bună, dar dacă asta să ne ținem de ea ca să... Am o întrebare. Spune. N-ar putea să facă într-o zi să delege o mașină doar pe strânguri. Noi pavotăm populația și ei cu o mașină să delege Eu am venit și m-am certat cu dânsii în primărie. Și am rămas cu cearta. Și oamenii au scos cu noi un port, îl bagă în curte, îl bag, scoate că vine, că nu știu când și nu știu cum. Deci, orică eu i-am zis că dacă nu vine recent, eu mă apuc și tot gunoiul ăla care l-am selectat, îl dau la grămadă și nu mai mă chinuiesc. Păi știu, așa și noi, de cheamă tot, dar eu cât practic strâng. Ca inițiator acestui proiect, te rog eu frumos să te ții de domn primar să-și facă treaba, dacă și-au asumat-o că aduce cu mașina lor, să vină să le ia. Eu i-am zis să se ducă la Cristi Palade, la șeful de la băieți de acolo, să dea o mașină pe, la 2 săptămâni, să dea o mașină. Am vorbit și eu cu Cristi Palade, la telefon. Păi, ori facem selecții și ăsta, dar... Eu selectez și mi-adun în curte, tot cu noi ăla care, doar nu am numai bidoane, că sunt o grămadă de chestii de asta. Da, asta te-am rugat eu frumos. Oricum, am ceva mai sunat, am vorbit cu el la telefon și nu zis că o să trece o mașină să strângă. Acum, 5 ani, nu știu ce, oricum se mișcă și ei foarte încet.
Da, asta trebuie făcut în ziua când trece să strângă din tomberoane, că avea o zi pe săptămână când lua selectivul din tomberoanele care erau. Păi în acea zi se treacă să iei de la toți oamenii din Florești, care noi suntem deocamdată prin. Păi, așa, da. Cum votează? Nu, la 2 a votat cu da. Trecem la articolul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumuri de interes local din satele Florești. Am aprobat acest deviz și luna trecută, numai că a fost, știi că a fost cu o sumă de 22.475.945, iar în urma OG-ului 15 de la proiectanți ne-a venit ultimul deviz acum cu 31.086.746,56. Au fost greșeli de calculele, nu știu... Avem vreo șanse să o aprobăm? Ce să facem? Păi de aprobat toți consilierii l-au aprobat, ăsta este devizul adevărat. Până trecută s-au greșit la calcule, nu știu ce au făcut. Dar dacă mai ținem vreo 2 ani, o să mai facem devizii până ajungem unde... Da. Ai înțeles, da? Da, a fost aprobat de ceilalți consilieri care dinaintea noastră. Da, da, sunt de acord. Bine. Articolul numărul 4. Proiect de hotărâre privind aprobarea plății facturii de 17.394 privind lucrări de livrare, montare și punere în funcțiune. Nu, 17.000. 17.394 din 25.10.2021. A facturii. A facturii, nu. Așa. Păi și-am zis, nu? A plății, n-a cum să mă... Nu știu, așa e. Acele 30 de lăm, dacă ții minte tu, care au fost în custodie... Da, dar aici vreau să intervin un pic, dacă mă ascultați. Ascultă-o pe doamna contabilă. Deci prețul unei lămpi ajunge la 945 de pe factura emisă. Iar o factură de genul acesta pe platforma SICAP este în jur la 350 de lei fără TVA. Eu consider că sunt foarte scumpe. Așa, în al doilea rând, raportul de specialitate este făcut de domnul polițist local care nu are nicio treabă. Nu are nicio treabă cu contabilitatea, compartimentul de specialitate. Deci nu are, eu în primul rând nu am bani în buget, nu mi-a dat sursa de finanțare. Ar trebui să am prevăzut bani în buget, să am un buget anexat la hotărârea asta. Să am o listă de investiții, deci anexa 1, anexa 2, care sunt la o rectificare de buget. Deci nu îndeplinesc condițiile legii, legea 273/2006, legea finanțelor publice. Chiar dacă se aprobă, consilierii aprobă și trece hotărârea, eu o voi contesta și o cer nelegală la prefectură. Pentru că nu se poate ca o lampă să ajungă la 945 de lei de la 300 și ceva. Înțeleg, să mai pune TVA, o să pune montajul, dar nu triplu la preț. Da, am văzut. Deci raportul de specialitate nu este din partea persoanei de specialitate. Nu are nicio treabă domnul polițist local. Domnul primar probabil l-a pus pe domnul polițist. Domnul polițist face toate rapoartele, tot ce da, se auzit, poate face. Ai auzit pleadoria? Cum votez? Nu. Am înțeles. Avem suplimentarea. Proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii a profesorilor pe mijloace de transport. Da, sunt de acord. Și articolul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10, regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare, cu ADIP-ul. Da, da, da. Sunteți de acord? Da, da. Da, și mai avem încă un articol, întrebări, interpelări, informații ale primarilor, consilierilor locale. Declarații dacă politice. Dacă domnul secretar este acolo, aș vrea să mă întreb, există un temei legal în care să facem un proiect de lege prin care staționarea mijloacelor de transport pentru un anumit tonaj să fie interzise pe drumurile publice de la noi din comună? Pe drumul Sătești. Știi de exact, știu că intru în o cerlă până la așa, nu avem loc. Corect. Deci dacă vin două mașini, una de față, una de spate, nu se mai poate circula. Eu înțeleg.
lui utilaje din delta pe zi. Nu e nicio problemă, cu toate că ierul e din ce în ce mai brânt, utilajul e din ce în ce mai mult acum. Când erau ierni, nu puteam să mergem pe drum, erau două mașini. Acum nu este zăpadă, nu sunt 5 mașini aici, au ocupat până la Ior și la Cruce. Deci treci, iar domnul secretar zice treci pe la dânsul, căutați baza și temeiul. Da, nu rezolvăm, rezolvăm. Și se rezolvă. Tot prin harcele. Să facem un proiect cu consiliul local de la probe, domnule, nu este voie. După aia polițistul comunitar se poate duce în baza acestui proiect, în baza acestei hotărâri aprobate de consiliul local, să-i sancționeze, să-i mostre, să-i dea amendă. Altfel nu se mai poate, pentru că altfel din bunul bunului cu vorba domnului primar sau consilierilor nu se rezolvă nimic. Așa, da, dar polițistul local, în loc să umble prin sat și să vadă problemele și asta, el are alte treburi. Ar trebui, domnul primar, da. Asta ziceam și eu. Deci noi am votat pe domnul polițist și salarii, votăm și... Da. Asta depinde de atribuțiile lui. Dar iată, zic, dacă am putea face un proiect... Treceți pe la mine anul ăsta, măi, loc. Vedem care sunt scunarul, care mai multe treburi de temei legale, da. Da, vă astea pe la mine, domnul consiliar. Da, treci pe la domnul secretar și cu mare drag te ajută să inițiezi acest proiect și suntem de acord că trebuie să supus HCL-ul. Da, da, da. Vă mulțumesc. Hai, mulțumim da. Și noi. Sănătate. Hai, vă mai așteptăm pe la noi, când nu sunt închisam. Numai bine, sănătate. Pe domnul, doamna? Cine urmează? Rotariu. Domnul Rotariu Vlad. Iar îl bagi pe doamna? Vedem ce găsim pe temele, ca Rotariu, ce și ordinea de zi. Alo! Bună ziua! Bună ziua! Sunt Delondu, sunt președinte de ședință, suntem în ședința ordinară. Ai luat la cunoștință cu ordinea de zi, a apărut și o suplimentare cu două proiecte peste ordinea de zi. Sunt de acord cu ordinea de zi, sunt de acord cu proiectele inițiale. La proiectul numărul 4, doamna contabilă vrea să-ți explice ceva. Bună ziua, George. Vreau să-ți spun că la proiectul numărul 4 este vorba de plata unor lămpi, adică 30 de lămpi, alea care au fost puse în custodie. Numai că problema este următoarea. O lampă la această firmă ajunge la 945 de lei. Pe când o lampă pe platforma SICAP este undeva la până în 350 de lei, la care se adaugă TVA-ul. Deci aceste lămpi sunt foarte scumpe. Am înțeles. Deci mai vine montajul, un 50 de lei de lampă, dar nu se ajunge la 945 de lei. În al doilea rând este un raport de specialitate al domnului polițist local care nu are nicio treabă cu contabilitatea. Deci nu este indicată sursa de finanțare, adică nu am bani în buget. Nu am o listă de investiții, deci aceste lămpi nu vor putea fi plătite, chiar dacă se dă hotărârea de Consiliu. Pentru că nu se respectă legea finanțelor. Proiectul și dumneavoastră a fost de acord cu el, eu nu pot decât să consimt la... Da, eu ți-am explicat care este situația de asta. Da, la fel domnul primar l-a inițiat, eu sunt de acord cu dumneavoastră. Da, bine. Bun, mai avem un articol, mai e George? Întrebări, interpelări, informații ale primarului, declarații politice, urătură, sofoveală. Încă îndurăți la mulți ani și sărbători cu mine și să revedem. Doamne ajută, gata! Tate! Mi-l la fel! Că fără urări, Paraon. Pe doamna Paraon? Da. Scuze. Nu intră acolo. Întrebări. Mare. Adam Faraon? Nu știu cât o. Salut, mâna! Bună ziua! Sunt Delondu, sunt președinte de ședință, suntem în ședința ordinară. Ați luat la cunoștință cu ordinea de zi, a mai apărut o suplimentare cu două proiecte, de că le-ați primit și pe acele două. Dacă sunteți de acord sau nu, cu ordinea de zi și cu suplimentarea.
Sunt de acord cu subliniere. Am înțeles. Trecem atunci la articolul numărul 1, aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare din data de 25.11. Dacă aveți, sunteți de acord. Articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4-2021. Ați văzut, au mai intrat vreo 27.000 care provin din bani obținuți de la asistenți, tichete de grădiniță, bani, burse școlare. Da, sunt de acord. Am înțeles. Articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat. Reabilitare drumului interes local Scorțeni, Florești, Grigoreni, Bogdănești, Șerpeni. Știți că am mai aprobat și luna trecută. Da, da. Numai că atunci l-am aprobat cu o sumă 22.475.945,65 și acum, în urma OG-ului 15, a venit cu o sumă de la proiectanți 31.086.746,56. Da, sunt de acord. Sunteți de acord? Articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea plății facturii. 17.394, lucrări de livrare, montare și punere în funcțiune a aparate iluminat. Au fost cumpărate acum 2 ani, nu cumpărate, scuze, au fost în custodie 30 de lămpi montate. Să vedem cum funcționează, acum ne solicită plata, dar are să vă spună ceva doamna contabilă. Deci plata unei lămpi ajunge la 945 de lei. Iar pe platforma SICAP, achizițiilor publice, o lampă respectivă costă în jur la 350 de lei, plus TVA. Deci eu consider că sunt exagerat de scumpe. Iar în al doilea rând este un raport de specialitate făcut de domnul polițist local, care nu are nicio treabă cu compartimentul contabilitate. Nu este indicată sursa de finanțare, adică bani în buget nu sunt pentru plata acestor lămpi, nu este o listă de investiții aprobată. Deci chiar dacă se aprobă această hotărâre, nu va putea fi dusă la îndeplinire. Sunt împotrivă. Am înțeles. Împotrivă însemnând nu. Nu, da. Da. Articolul numărul 5. Proiect de hotărâre privind de aprobarea decontării contravalorii călătoriei a profesorilor pe mijloace de transport. Am înțeles. Și articolul numărul 6. Proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10. Regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare la ADIP. Am înțeles și mai avem un articol, întrebări, interpelări, informații ale primar, consilierul local, declarații politice. Am văzut că la celelalte comuni am mai uitat pe internet la registrările Exclusiv TV și am văzut că sunt fizic. De la ianuarie poate ne întâlnim și noi. Deci același lucru l-am cerut și eu domnului primar. Da. Răspunsul către mine a zis că nu se poate. Trebuie să veniți la primărie, toți consilierii, asta le-am zis la toți colegii, face presiuni și dacă ne dă voie legea și ăsta, eu cu mare dragoste. Eu aș propune că dacă e vorba condiționată de certificatul verde, mă rog, nu știu ce, fiecare poate să dea un 20 de lei, să-și ia un test rapid și să-l prezinte atunci acolo că... Ceri PCR-ul ăsta. Da. Deci după, și după părerea mea, deci eu am și, chiar am ținut să o, fiind și ultima ședință din an, să o avem fizic, dar dacă așa a hotărât... Nu vă mai aud, bine, da. Și eu am cerut-o domnului primar, fiind și ultima ședință, da. Nu s-a putut, faceți presiuni asupra domnului primar, doamnei viceprimar. Da, 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 da. Și... Bine, sărut mâna! Sănătate și sărbători fericite la toată lumea! Mulțumim! Mulțumim, mulțumim! Zanfirescu. Sunăm pe domnul Zanfirescu Mihăiță. Și eu rămân în ultimă, în afară, am văzut. Bună ziua! Bună
ziua. Suntem unde sunt, președinte de ședință, suntem în ședința ordinară. Ai primit ordinea de zi, a mai apărut o suplimentare cu două proiecte, Mihăiță. Cred că le-ai primit și pe aceste două. Așa, ia, dacă ești de acord, ai comentarii cu ordinea de zi și cu suplimentarea. Da, sunt de acord cu ordinea de zi și cu suplimentarea. Da. Bine, atunci, Mihăiță. Hai să trecem. Articolul 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței din data de 25.11. Dacă ești de acord, nu, sau ai... Da, sunt de acord, da, am citit procesul verbal. Am înțeles. La articolul numărul 2, proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local de venituri și cheltuieli pe trimestrul 4. Aici au apărut niște bani obținuți de la asistenții, asistenți, tichete, grădiniță, bani, burse, școlare, în jur de 27.000. Da? Am văzut să trebuie suma aia, zic, ce, cum... E doamna contabilă lângă mine, te poate lămuri. Deci am primit de la Finanțele Publice Bacău, la asistenți personal și indemnizații persoane cu handicap 21.000. Mi s-au retras 14.000 la ajutorul de încălzire. Deci acești bani au fost dați la început de an pentru ajutorul de încălzire, sume din TVA pentru cei cu ajutor social, numai că acești bani s-a abrogat legea și acești cei care au dosar de ajutor social au făcut alte dosare și banii se vor da de la AJPIS Bacău. Am înțeles că luna aceasta, undeva pe 17-20, vor vira banii în cont. S-au mai dat 9.000 de lei, i-am recuperat la tichete de grădiniță pentru că noi am pus din bugetul local ca să acoperim suma pe tot anul și s-au mai dat 11.000 la burse școlare. Acești bani se vor duce în contul școlii. Dar chiar vreau să întreb din burse școlare. Sumele astea sunt solicitate de către școală și suma respectivă se face un calcul, adică cât se dă de fiecare elev sau? Școala ia decizii în funcție, deci cum învață copiii, burse sociale, burse de merit, ei la nivel de școală iau hotărârii. Am înțeles, da. Nu primăria, deci banii trec prin bugetul local, dar merg destinații spre școală, ei hotărăsc. Am înțeles, da. Dar sunt de acord cu proiectul, cu rectificarea. Am înțeles, Mihai, să trecem la articolul numărul 3, proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat al proiectului reabilitare drumului interes local Sforțeni. Știi că am aprobat și luna trecută cu o sumă. Da. Luna trecută a fost suma de 22.475.945,65. În urma OG-ului 15, ce ne zic cei care au făcut proiectanții, a apărut ultimul deviz cu suma de 31.086.746,56. Am înțeles, adică vor reveni cu o sumă... Da, nu s-a înscris nimeni, a fost greșel, cred că din... Nu au fost actualizate prețurile la zi și a apărut suma asta. Am înțeles. Iar că... Da, ce să zicem, asta este, trebuie să fie, nu? Da. Da, sunt de acord cu proiectul. Am înțeles, la articolul numărul 4, proiect de hotărâre privind aprobarea plății facturii 17.394 din 25.10. Dacă ții tu minte, am achiziționat 30 de lămpi care le-au montat și erau în probe. În custodie plus probe. Și s-au montat prin comună. Acum ne cer plata, dar are să spună ceva doamna contabilă aici. Deci aceste 30 de lămpi ajung undeva la 28.000 și ceva, deci o lampă ar costa 945 de lei. Iar am scos de pe platforma SICAP, o lampă tot la fel ajunge undeva la 350 de lei plus TVA. Deci eu consider că sunt foarte scumpe. Iar în al doilea rând, raportul de specialitate este făcut de domnul polițist local, care nu are nicio treabă cu compartimentul de contabilitate. El nu are o sursă de finanțare, adică bani în buget nu am pentru a le putea plăti.
Nu am o listă de investiții, deci nu respect legea finanțelor publice. Păi, da, dacă totuși... Da, dacă ați constatat treaba asta că ele sunt supraevaluate față de piață... sunt de 3 ori mai scumpi, îți dai seama. Să mai pune TVA și să mai pune montaj, să zic un 50 de lei la montaj de lampă, dar nu se ajunge la 945, nici într-un caz. Păi e normal, nici noi nu putem aproba niște sume de bani să le asumăm noi consiliul local, să-i trezim cu curtea de conturi, să avem... Păi da, dar nu le pot plăti pentru că nu am bani în buget, nu am o listă de investiții, de eu până nu duc buget și listă de investiții în trezorerii, nu pot să fac asemenea plată. Acest proiect, cum am vorbit cu doamna contabilă, putem să revenim asupra lui, dacă nu se grăbesc domnii cu banii și nu ne iau, nu știu contractul care a fost făcut, să-l prindem la bugetul următor, când o fi bani pentru așa ceva, poate să mai negociază prețurile. Da. Să revine din nou, să fie la prețul pieței, adică la bine, nu poate să fie... Și pot eu să garantez că 10 din acele lămpi sunt montate și pe ulița mea, sunt mult mai rentabilă ca luminozitate față de celelalte... De pe pare tare, 10 milioane. Da, am înțeles. O lampă din asta la altă normală, care s-au mai montat de firma de la Iluminat, care e cu întreținerea, deci costă 176 de lei fără TVA, ar ajunge undeva cu tot cu montaj la 250-260 de lei. Deci... Totuși, ei nu au venit cu un preț înainte de a... Nu, au venit, nu mai țin minte contractul. Aici e domnul primar, el știe cum s-a înțeles cu... Astea sunt față de alea care zice doamna contabilă, cu brațele mult mai lungi, care vin, știi, mai spre centru drumului, luminează mult mai bine. Vreau să zic că la mine pe uliță seara este lumină. Am înțeles. Și cred că și celelalte 20 unde sunt montate sunt la fel. Problema mea e că dacă nu acceptă chestia care am zis eu pentru bugetul următor și negocierea prețului, o să rămân fără curent și eu. Da, dar celălalt... Fără iluminat, nu curent, scuze. Nu, dar înainte de a avea aceste lămpi, ai avut lămpi pe scări. Dar acele lămpi unde sunt? Că le-au demontat firma respectivă, nu? Ar trebui să le montez înapoi tot firma respectivă. Da, Mihaița, cum credeți la acest proiect? Normal, nu. Deci la ce răspuns doamna contabilă și relatate, nu, eu nu sunt de acord cu... Deci cu nu, da? Nu. Pentru că eu adică nici eu nu avem un proiect de derulare pe fonduri europene, noi în comune nu avem... Da, avem pe fondul de mediu, proiectul de derulare, vor fi montate pe comună undeva la 400 de lămpi. Păi, de asta vreau să spun, adică ce facem? Punem... Acum se face documentația pentru drumurile... Da, se face documentația pentru drumurile naționale, pentru o avizie, ca apoi să scoată autorizația și să... Poate la anul se va implementa... Cheltuielile de la vechiul furnizor, vechiul quadratat și da, nu venim acum cu un lemn de 10 milioane. Problema e că noi nu avem contractul în față, știi? Să vedem ce... cum mi l-a lăsat, cum... Cu la ședința care vine și să studiem și noi contractul, suntem exact toate condițiile... Exact. Da, nu sunt de acord cu proiectul. Am înțeles. Mi-am notat. Trecem la articolul numărul 5, proiect de hotărâre privind aprobarea decontării contravalorii călătorii pe mijloacele de transport, pe luna noiembrie, a profesorilor. Da, știu, am citit proiect, am văzut, este cu șoară, dar pentru cheltuieli, transport. Ești de acord? Da, sunt de acord. Așa, și articolul numărul 6, proiect de hotărâre privind aprobarea modificării anexei 10, regulamentul serviciului de alimentare cu apă și canalizare. La ADIP. Da, asta este un proiect care noi trebuie să-l aprobăm pentru racordarea comunității la apă, nu? Da, e regulamentul nou, da. Da, așa vor regulamentul nou care să... Da, păi, normal, sunt de acord, normal. Asta este... Detalii și în proiectul ăsta, că nu să fie, să vedem exact de unde se racordează, de unde nu. Serviciu de apă, alimentare cu apă și canalizare, numărul 556/2006.
din 29.11.2010. Aici nu s-au reactualizat. S-au reactualizat. Atunci și acum vor să reactualizeze. Deci ești de acord, Mihăiță, da? Din 2010 până acum, nu știu. 29.11. Dar cred că se face odată la 10 ani, nu știu, la... Am înțeles, dar se reactualizează regulamentul, da, au ei. Da, au ei un termen, da. Și mai avem un articol, întrebări, interpelări, informații ale primarului, consilierului local și declarații politice. A fost, dar a plecat. E în zonă, dacă... Cum? Doamne, nici primar? Nu este nici dânsa. Așa. Cui adresăm întrebări? Domnul primar chiar nu mai știu. Nu știu câte ședințe nu l-am mai... Fiind președinte de ședință, mie poți să-mi te adresez asta. Deci, poți să vă adresez dumneavoastră întrebări? Da. Dați răspunsul sau nu mai notați? Nu. Dacă pot, dau și răspunsul. Nu. Scuze, domnului primar. Mă gândeam că da. O să discut cu deci. Ce vreau să întreb? Spune. Nu sunt la hotărârea referitor pentru întâlnirea fizică a ședinței, parcă așa am aprobat. Mihăiță, și eu am discutat cu domnul primar, chiar i-am solicitat acest lucru, fiind și ultima ședință din an, să ne întâlnim fizic. Știu că azi este ședința, chiar am văzut, este live, ședința Consiliului Local pe Bacău, a primăriei Bacău. Am văzut că sunt întâlnesc fizic, am văzut că toată lumea este în dezbatere publică, adică, da, nu știu, am înțeles, o ședință, două, adică, da, a impus situația, pandemia, dar totuși ar trebui și noi să ne întâlnim față-față. Adică am văzut niște proiecte hotărâri care sunt puse în dezbatere publică. Dezbaterea publică, eu o văd în ședința ordinară, adică noi în comisii discutăm, am avut întâlniri pe comisii, dar nu putem lua majoritate în plen, adică să avem o dezbatere publică. Da, acolo este părerea noastră, că da, în plen, cel mai bine ar fi să ne întâlnim fizic, este și părerea mea, altfel. Adică, înțelegem situația, ori două, dar totuși n-am și noi trebuie să revenim la o... Dar normal, adică cum se întâlnesc toate omorile, cum se întâlnesc toate guaturile, adică avem... Domnul secretar, consemnați acolo, dacă este legal, deci dacă este legal și asta, este următoarea ședință... Adică restricții, nu mai avem așa multe probleme cu interior, exterior, da, suntem persoane, adică care sunt vaccinate, sunt testați, sunt trecuți prin boală, dar nu mai știu regulile care... Sunt impuse la momentul de față. Da, Mihăiță. Întrebări nu am cu ea, vreau să adresez domnului primar, doamne viceprimar, doamna Bădare, rândurile cu rectificarea. Am înțeles, Mihăiță. Bucurii, sănătate și sărbători fericite. Mulțumim. La toată comunitatea. Doamne ajută! Așa, trecem la domnul Ondu Adrian, care este de acord cu ordinea de zi. Da. Votează cu da la toate proiectele. Am înțeles pentru proiectul numărul, articolul numărul 4, proiectul cu lămpile. Chiar de nu a trecut acest proiect, eu votez cu da, că eu cred că sunt lămpile pe strada mea și eu garantez eficacitatea acestor lămpi. Eficacitatea nu știu preț, deci ca și preț mă depășește pe mine. În ultima ședință mi-am notat niște idei aici, dacă aveți timp să... un mesaj. Dragii mei consăteri, Crăciunul este perioada în care aprindem focul ospitalității în casă și cel al dragostei în inimi. Este un bun moment pentru împăcare. Crăciunul este cea mai frumoasă sărbătoare creștină care ne adună pe toți în jurul celor dragi.
este un îndemn la bucurie și fapte bune. Crăciunul înseamnă sărbătoarea nașterii Domnului nostru Iisus Hristos. Crăciunul înseamnă momente frumoase petrecute în familie alături de toți cei dragi. Înseamnă colinde, bucurie în suflete și în casă. De Crăciun ne simțim mai buni, mai liniștiți, mai frumoși, pentru că prețuim și dăruim iubire. Nașterea Domnului este prilej de fericire și trăire spirituală pentru fiecare din noi, un moment în care reflectăm asupra valorilor tradiționale care ne definesc ca națiuni. Bucuria și sfințenia acestor zile minunate de iarnă, în care răsună ecoul colindelor și al urărilor de bine, să aducă spiritul acestei sărbători prin pace și înțelegere, iar emoția nașterii Domnului prin dragoste. Anul 2021 a fost un an cu realizări, dar și cu momente dificile. Fiecare din noi însă a reușit să depășească aceste probleme parțial sau integral. Sperăm ca toți anul 2022 să fie unul mai bun, care ne va dărui realizări frumoase, prosperitate, bunăstare și împlinirea viselor. Să pășim în anul 2022 cu dorința și încrederea că vom constitui împreună un viitor mai bun pentru comună și locuitorii săi. Iubirea, bucuria, înțelepciunea, răbdarea și generozitatea să vă fie călăuză în anul 2022. Mulțumesc tuturor celor care m-au sprijinit în activitatea mea pe parcursul mandatului. Doresc să ținem aproape în continuare și să sporim rezultatele bune. Aduc pe această cale mulțumiri Consiliul Local Scorțeni, care a aprobat toate proiectele de hotărâre inițiate angajaților primăriei comunei Scorțeni, care se străduie să ofere servicii de calitate pentru cetățenii săi. Celorlalte instituții publice din localitatea noastră cu care am colaborat, persoanelor fizice și juridice care ne-au fost mereu alături în evenimentele desfășurate și nu în ultimul rând dumneavoastră, cetățenilor, care m-ați susținut și încurajat în demersurile mele și care mi-ați adresat cuvinte și aprecieri care mă onorează, îmi încălzesc sufletul și îmi dau forța necesară de a depune toate eforturile pentru bunăstarea comunității din care fac parte. Vă doresc dumneavoastră și familiilor dumneavoastră Crăciun fericit și sărbători liniștite. Pentru noul an vă doresc noroc, sănătate și mult succes. Consilier Ondu Adrian. Vă mulțumesc. Da. Iar acum să mergem, au trecut toate proiectele, în afară de articolul numărul 4, proiectul cu cele 30 de lămpi, le numerotăm acum ca să avem da? Deci avem așa ea. Articolul 4, că avem. Avem o abținere, să vedem, o abținere, două abțineri, trei abțineri, patru abțineri, patru abțineri. Împotrivă. Așa, patru abțineri. Avem împotrivă. Una. Două. Nu, scuze, aici nu. Avem unu. Abținere. Două. Trei. Patru. Cinci. 5 și avem 1. Avem împotrivă. Împotrivă 5, am zis. Nu, abține. 4 cu da. Trebuie așa. Hai să 4 abține, 5 cu nu. Da. 5 cu nu. Și 4 cu da. Și 4 cu da. Deci, trebuie așa. Cel mai baby, da. Da. Deci Avram nu ți-a dat, Cerna Baby, Rotariu și tu. Și 4 sunt cu da. Exact. Deci acest proiect nu a trecut. Da, vreau să mă luăm o dată. Hai să vedem așa. Abțineri. Neri. Una. Deci vă zic și pe nume. Deci abținere. S-a obținut domnul Beța, s-a obținut Circa Ionut, s-a obținut Cobuz Lidia, s-a obținut Franz Daniel. 4. Abțineri, 2,
3, 4, Franț. Da, atât. 4, 4 abținere, da? Da, și la 5 împotrivă. 5 împotrivă și 4 pentru. Nu, că se facă situația da, ca articolul 4. Da, domnul președinte, cu acestea fiind zise, declar ședința închisă. Se declară. Mulțumim de participare tuturor și de susținere.